Da. De fapt, bezeaua. Da, este care de fapt... e de când sunt eu mic. E la noi, este în România. De când suntem noi mici, bunicele noastre făceau bezele, mai exact, mai micuțe. Un fel de macaron, dar acum nu chiar așa. E la modă, cu tortul de bezea, rulada de bezea, prăjitură de bezea, orice cu bezea. Este la modă tot ce este bun. Exact. Iar astăzi o să aveți ocazia să gustați. De ce nu spunem bezea și spunem Pavlova? Numele Pavlova vine de la o balerină rusoaică din anii 30, 20, 40, nu știu exact din ce ani. Era numele ei și foarte mulți cofetari, din cauza că era foarte celebră, îi aduceau această prăjitură. De fapt, îi aduceau mai multe prăjituri, iar asta era favorita ei. Și de atunci i s-a dat numele de Pavlova. Da. Dar noi, bezeaua, da? Deci asta facem în această noastră? O ruladă, ai spus, noi da? Facem o ruladă, eu. O să fac, o să mă pregătesc Pavlova, o ruladă, da? Din bezea, da. Și am ales de data asta să fac cu fructe citrice, portocale, grefuri, pentru că vreau să echilibrez un pic din dulceața bezelei. Dar și ce nu înțeleg, că cum vei rula? Pentru că dacă o bagi la cuptor, ea se întărește bezeaua. Stai aproape și o să vezi. Da, e tare asta. Da. Cum o vei rula? Pentru că nu știu cum te vei juca tu cu bezeaua, pentru că e moale la început. Cu mânuțele astea dacă magice. Dacă o bagi la cuptor, se întărește și n-ai cum să o rulezi, e foarte interesant. Dar până atunci e foarte important să aflăm și cum se face această bezea, cum, da. Cât păi, timp, la ce temperatură, să ne spui tu mai multe. Dar dacă vreți, vă prezint ingredientele. Da. În primul rând, o să avem nevoie de 4 ouă pe care le voi separa. Gălbenușuri. Din gălbenușuri voi face o cremă de lămâie, un lemon curd și din albușuri, bineînțeles, ce voi face lemon, bezeaua. Ce? Lemon curd. Ce înseamnă este asta? O cremă din lămâie și... Ah, ok. Și vom mai avea nevoie de migdale și fistic, tot pentru bezea. Brânză, cremă de brânză, unt... frișcă, zahăr, pudră, cremă obișnuită de brânză, da? Cremă natur, da. Da? Cremă de brânză, fină. Uh-huh. Mai cocos, aici ce e, zahăr? Merge și mascarpone, eu am ales ceva mai light, pentru că oricum este foarte grea și dulce și atunci vreau să echilibrez și o să folosim coajă de la citrice, coajă de lămâie, de lime, de portocală pentru a aromatiza. Dar de ce pui și lămâie și lime? Pentru, îmi place combinația de gusturi. Uh-huh. Sunt mai multe citrice aici, după cum vezi, și îmi place foarte mult lime-ul, are o aromă aparte. Și, după cum am zis, vreau să echilibrez un pic din dulceața bezelei, pentru că acolo se folosește mult zahăr. Nu este o rețetă de post, nici una de dietă, dar este foarte, foarte delicioasă. Și este la mod acum, da? Tortul și, până la urmă, și rulada de bezea. Hai să-i dăm drum, pentru că suntem foarte curioși și cred că și cei de acasă să vadă cum se prepară exact acest blat pentru această bezea. Pentru că, uite, Raluca a încercat de foarte multe ori și nu i-a ieșit. Deci e un secret, se bat mai mult ouăle, gălbenușul, albușul. Păi o să începem prin a separa gălbenușurile de albușuri, iar eu am o altfel de rețetă, de metodă. Să le pun aici. Le pun așa, după care separ. A, deci numai întâi dai drumul oului cu totul, uh-huh. După care separi. Da, se poate face. Folosești și sticla să iei gălbenușul? Sticla? Nu, o să iau cu mână. M-am spălat pe mâini înainte. Ia să vedem, că e curios. Da, cum? Și eu. A, uite că asta s-a spart. Îmi trebuie un șervețel, da, te rog. Da, imediat. Dar bine că nu s-a dus acolo. Uite. Să știi că mulțumesc. Este mai bună varianta asta, pentru că, de exemplu, eu când încerc să separ gălbenușul de albuș, nu prea reușesc și gălbenușul tot timpul intră în albuș. Da, nu-i așa, Marian? Trebuie să așa. Avem grijă să nu se spargă absolut niciun firicel de grăsime, dacă o să rămână, nu mai ne iese bezeaua. Și ultimul. Bravo. Și ai că ne-ai ieșit. Yeah. Așa. Super. Eu de data asta voi începe. Întotdeauna ouăle trebuie să fie la temperatura camerei, ca să ne iasă bezeaua mai bine. O să încep prin a face o cremă din gălbenușuri cu coajă de lămâie, zeamă de lămâie și unt. Storcător. Pentru că are nevoie de răcire. Am nevoie de un storcător și am nevoie de răzătoare, care este aici. Deci, voi rade coaja de la lămâie. Așa, da. Voi folosi și coaja de lime aici. Le vei combina. Așa. Așa. Ce frumos miroase. Da. Chiar miroase foarte bine și cu siguranță
Rulada va fi delicioasă. Da, va fi. O face rulada lungă, așa, mare sau mică? Ce nume? Rulada. Va fi una care să ajungă pentru... Așa, da? Să fie una generoasă. Deci din 4 ouă, cam câte porții ies? Cam 8 porții. Ai, nu pot să cred. Da. Acum depinde cât de generos ești, că... Poate vrei să o împarți doar în 3. Corect. A, poate vrei să o mănânci doar tu, dacă ești foarte pofticios, asta e. Deci amestecăm paja. Eu cântăresc cu 3 persoane. Da, păi de-aia o să facem o ruladă mai mare. Dar spune-ne, cum ți-ai descoperit pasiunea pentru dulciuri? Eu sunt make-up artist la bază. Întotdeauna am fost... Foarte tare. Am avut înclinații artistice și întotdeauna mi-a plăcut să lucrez cu mâinile. Și... să zicem, de gătit mi-a plăcut întotdeauna. Am fost fascinată, stăteam lângă bunica mea și lângă mama mea. Hai că te ajut eu. Hai, ajută-mă că am mai multă putere. Și o să trebuiască și o furculiță sau un tel. Da, o furculiță imediat. Și ai furat din rețetele bunicii. Și da, fiind foarte mică, țin minte că, mersi, îmi făcea plăcere să stau să urmăresc făcând cozonaci sau alte lucruri. Iar în urmă cu 5 ani, să spun, am descoperit că am o pasiune ceva mai... zdravără, da, în sensul ăsta. Și am început să mă documentez, să mă joc cu rețetele, să și inventez. Și acum pictezi prăjiturile. Și acum fac food styling, adică e ce mai mult... asta? Food styling. Dacă o să intrați pe pagina mea de Instagram, Suzana Mira sau Iam Mira Mecea, pentru strict pentru partea de food, o să vedeți, mie îmi place să creez o atmosferă în jurul preparatelor. Ia adică pe lângă faptul... Dacă sunt curios să înțeleg și eu ce e food de styling. Și imaginile pe care le vedem în stânga ecranului sunt rețetele tale, nu? Personale. Da, sunt torturi personalizate pe care tu le faci la cererea clienților. Le fac doar la cererea clienților, sunt unicat. Fiecare tort arată diferit în funcție de preferințele pe care le are. Adică ce mai adaugi pe lângă un preparat? Din ceea ce vedem în fotografie, ia să vedem. Da, păi... cu petale de trandafir, romantic. Da, îmi place să creez o atmosferă în jurul preparatului și întotdeauna este important să folosim... Mă rog, lumina este foarte importantă. Cumva este acea atmosferă de... Zici că e tot întâmplător, dar nu e nimic întâmplător acolo. Totul este gândit. Păi stai, tu știi că mai întâi mâncăm cu ochii? Da, mama, exact. Mama, iau-te-o și pe asta cu mamă, de acum arată. Zici că sunt luate de pe Google. Da, dar nu sunt. Toate, absolut toate fotografiile pe care le găsiți acolo sunt preparatele făcute de mine. Super. Fotografiile sunt făcute de mine. Și ai făcut și cursul de fotografie? Am făcut un curs de fotografie în urmă cu ceva ani, dar pot să zic că e nativă chestia asta, nu știu. Chiar mă mândresc cu faptul că pot să creez ceva Uite, din nimic. La final, după ce terminăm rulada, ne înveți să facem și o poză cu telefonul. Sigur, da. Ca să le învățăm și pe telespectatoare care se uită la noi. Vai de cap, dar faci și mâncare sărată? Că văd un burger. Da. Ce bine arată. Faci mâncare sărată, însă livrez doar partea de dulce, pentru că mi-e mult mai ușor. Eu sunt și director, și șofer, și bucătar, și tot la firma mea. Deci tu le faci pe toate. Eu le fac pe toate. Și cum? Adică te sună clientul și îți spune cam ce ar vrea să conțină rețeta respectivă, nu? Asta sau cum ar vrea să conțină ciocolată? Îmi spune, nu știu exact la ce te uiți. Era o poză, ia pune, acolo. Asta este o tartă cu ciocolată și caramel sărat. Foarte, foarte bună. Uite, data viitoare, poate vă fac pe asta. Dar. Da. Aici încălzim untul. Da. După care o să adăugăm, asta e zeama de la lămâie. Îmi trebuie mai multă, scuze. Da, sigur, te ajut eu. Dăm și... și lime-ul ăsta. Și, Suzana, am prezent, mai ești make-up artist sau ai renunțat da, la această pasiune? Nu, lucrez și ca make-up artist. Le fac pe amândouă. Îmi permite timpul, ca să zic așa. Dar tu ești multifuncțională. Da. Cred că, de fapt, pasiunea pentru frumos nu te-a făcut să poți faci și să creezi aceste rețete care arată spectaculos. Am un site, se numește www.suzanamira.com, unde veți găsi 3 mari categorii în care eu activez, adică beauty, make-up, fashion și styling, food styling. E și cu vestimentația? Da. Am înclinație către chestia asta și tare. Pentru cine este curios poate să intre acolo să vadă. Așa, s-a topit untul. Așa, după care aici cu gălbenușurile amestecăm cu coaja de la lime și lămâie și cu sucul. Sucul, da, și să-mi trebuiască zahăr, pe care nu-l văd pe nicăieri, nu cel pudră, celălalt. Nu cel pudră. Așa. Cam, deci avem aici 4 ouă, 100 de grame de zahăr și cam... 200 de grame, 100 de grame de unt, scuze, și cam 200 de grame de zahăr, suficient. Zahărul poate fi și brun? Poate fi și brun, da. De preferat cel alb, nu? Cel tradițional, cred. Da.